Și era vorba despre un cizmar care făcea nu știu ce, că erau prea mari, prea mici, le ascundea după aia. Și el în felul ăsta, nu știu de ce, cum, l-a atacat pe rege, pe Carol al doilea, cred, așa. Am luat poezia, era publicată și am făcut o piesă, adică am pus-o pe piesă, Horă de băieți. Un an de zile am mers, era la toate radiourile, perfect, nu știu ce. După aia au scos-o, și-au dat seama că e nasoală chestia asta. Am scos 6 luni, n-am mai fost dată la radio deloc și după aia era așa, i-au dat drumul. Marghezii, adică, în sfârșit, foarte. Dar a fost singurul moment în care n-am simțit, am auzit că nu mai dau, că nu știu ce. Păi au dat drumul din nou. N-am avut nicio problemă, de niciun fel. Am cântat ce am vrut, cum am vrut, de fapt altfel nici n-am fi putut să imprimăm ce am primat la vremea respectivă. Și n-am sfârșit. Dar foarte multe formații de foarte bună calitate la vremea aia. Acum am ascultat imprimări, din nou tot, acum fac, uite ce CD-uri pe masă, fac ordine pentru ele. Imprimări de la vremea respectivă, unde, spun sincer, cântam unul la unul, la fel cu orice trupă de bani. Fără nici, ba mai mult, am ascultat o chestie, cântam la un moment noi câteva piese, oarecum în același gen cu ce am ascultat acum, niște Emerson, Lake and Palmer, mai puțin cunoscute. Era mai bun ca ăștia. Și eu bătea mai bine la tobe, dar nu spun, cânta chitară și clape și asta tot. Mult mai bine, mai interesant cânta. Mult mai interesant. Și uite că, na, știam, iar noi știam lucrul ăsta, că suntem la același nivel cu ei. După aia, încet, încet, decalajul s-a mărit. Iar acum nu ne mai putem compara la niciun fel de categorie, pentru că ce se întâmplă cu Ina nu e deloc foarte adevărat, e departe de chestia asta. Și aici, la Arene Romane... Ce se întâmplă, bun sau rău? Ina asta e un fenomen, adică oricum, hai, fiate, oricum o dai. Hai, fiate, n-ai că simplă de tot. Eu, fiind administratul la sala de spectacol, sala figurează în toate circuitele mari mondiale, de europene și mondiale, de săl de spectacol. Deja e și e înscrisă peste tot, toată lumea știe despre ea. Bun. Și pe chestia asta primesc lunar o revistă de specialitate, care se ocupă numai adică de show business în zona asta, săl de spectacol. Foarte interesant. E publicată de nu știu ce asociație de-asta de profesionistă care strânge date la nivel european și mondial de fapt. Și odată la 2-3 luni ei publică un clasament al vânzărilor de bilete. Deci vorbim numai de vânzări de bilete la spectacolele de orice fel din toată lumea. Da? Și când îți arată și cel mai bine vândut spectacol, cu cei mai mulți spectatori, cu nu știu ce, și după aceea fac un rezumat. Și încep. Pe genuri de muzică. Asta e cea mai interesantă chestie. Genuri de muzică. Care e genul de muzică, și acum vă întreb pe voi, care este genul de muzică care vinde cele mai multe bilete, ca valoare, nu ca număr. Valoare. În bani, da? În dolari, ce vrei, procentual. Din 100% câte bilete se vând în lume, pe orice fel de spectacol, genul de muzică care vinde cel mai mult. Clasică. Ca bani. Clasică, simfonică. No, musical. Musical. Musical este 30%. Ca valoare vorbesc, da? Și am fost la Londra și am văzut 4 dintre cele mai tari musicaluri, să înțeleg care trebuie. Și într-adevăr, merită banii. Adică... biletul este 100 de lire, nu poți să cumperi bilet decât cu 6 luni înainte și am cumpărat cu 6 luni înainte în octombrie. Ne-am dus în mai, da? Am văzut spectacolele, excepțional făcute, foarte bine totul, senzațional, merită bani. Și ăștia produc ca bani, vorbesc ca bani, nu ca număr de bilete vândute, ca bani, cel mai mult. Al doilea gen de muzică care vinde... eu tot pe clasică mă duc, da, simfonică. Da, clasică, simfonică ăștia, da? Sunt undeva puțin sunt musical, 30 cu 28%, cum nu știu ce.
După care al treilea, de-abia al treilea gen de muzică care vinde bilete sunt formațiile străine în turneu. Deci nu locale pe țările respective cu muzica, cum ar fi toate turneele mari care trec și pe la noi și așa, astea care sunt, se plimbă pe toată lumea. Ăștia sunt vreo 12%. După aceea vin producțiile locale, adică artiștii locali de orice gen, da? Care sunt în turnee locale la ei în țară, vreo 6-7% la asta. Și așa mai departe, pe ultimul loc sunt așa, hip-hop, dance și toate astea, toate în 2%. Toate genurile astea muzicale, da? Rap, hip-hop, dance, trance, ce vrei, orice, toate în 2%, toate adunate. Și ăsta, iar la noi, da, că revin, ce ascultăm noi? 99% muzică românească la radio. Când se muzică astea, românească vorbesc. Asta de 2%. Numai nenorocirile astea. Da? De totul e fals, e fals, e o porcărie îngrozitoare. Că asta se cere, se cere impersonalul ăsta idiot care cine se? Pe el însuși. Cine, nu știu ce, dar nu ai răspuns la chestia asta. Se cere pentru că suntem noi proști că nu se dă. În primul rând trebuie să se dea ca ei să se ceară. Da? Da, nu mă lăsați în nota asta pesimistă așa. Spuneți-mi că avem și trupe de viitor, avem și muzicieni de viitor, avem și niște oameni de radio care vor să facă ceva. Eu spun, este incredibil cum trăiesc într-un underground îngrozitor toate formațiile românești, trupele astea de live românești, care sunt de toate feluri. Bine, în general sunt rock și heavy metal și de toate ce vrei. Dar printre ei sunt extrem de buni. N-au unde să cânte, n-au unde să cânte. De asta spun că au ghinion să trăiască în momentul ăsta în România această nenorocire de invazia asta de lăcuste, morule, ciorpiește, care cântă sârbele astea, da? Că nu se mai termină. Și în sfârșit, eu fac cât pot, dar mai sunt și alții care promovează și ajută pe ăștia mici să măcar să reziste peste perioada asta tâmpită, care sper să se ducă odată și odată. Dar dacă toți insistă că asta e muzica, asta e. A, cu telefonul meu mobil am. Este un telefon mobil cu baburi, cu cărbuni. L-am reparat de 100 de ori. Are vreo 8 ani. Dar e ca nou, vezi? Mi-a căzut în piscina asta vară și l-am salvat. L-am făcut, l-am adus acasă și am o firmă mică aici care strânge piese pentru el. Mai am încă 2-3 din care mai iau chestii. Uite, e ca nou.